Angajații din sănătate sunt nemulțumiți de majorarea salariilor cu doar 15% și consideră că această creștere acoperă numai parțial inflația și este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară au anunțat că va continua programul de proteste deoarece guvernul își menține intenția de creștere a salariilor de bază cu doar 15% și refuză onoarea obligației legale de a negocia. Deși guvernul reprezintă această măsură drept o creștere salarială, nu reprezintă o creștere a puterii de cumpărare a veniturilor salariale ale angajaților din sănătate. Este doar o acoperire parțială a inflației departe de nivelul acesteia din ultimii ani. A discuta despre o creștere salarială înseamnă a discuta despre creșterea puterii de cumpărare. Orice altă formă de creștere salarială care nu îndeplinește această condiție menține statusul scăderilor veniturilor salariale, au transmis reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară. Ei au precizat că acesta este principalul motiv pentru care protestele nu se opresc și acestea continuă joi cu participarea 300 de membri. Pichetările din fața celor două ministere sunt ultimele acțiuni de protest pe care le desfășurăm în stradă cu număr redus de persoane. Ele vor fi continuate de protestul din pauza de masă, considerat o repetiție pentru greva generală ce se va desfășura în data de 29 februarie 2024 și ultimul protest în stradă dinaintea grevei generale, respectiv mitingul național al angajaților din sănătate, care se va desfășura în Piața Victoria de Ziua Națională a Personalului Medical, a precizat sursa citată. Sindicaliștii au adăugat că realitatea evoluției veniturilor salariale ale angajaților din sănătate este demonstrată de datele statistice oficiale care arată că inflația în perioada 1 ianuarie 2022-1 ianuarie 2024 este de 23,59%. Dacă din valoarea inflației scădem majorările salariale nominale medii din această perioadă, care au fost de 6,25%, devine evident faptul că doar în ultimii 2 ani puterea de cumpărare a veniturilor salariale medii ale angajaților din sănătate a scăzut cu 17,34%. O creștere cu 15% doar a salariilor de bază în ultimele luni înseamnă o creștere cu cel mult 10% a veniturilor salariale. În consecință, la momentul final al creșterilor salariale, angajații din sănătate vor avea o scădere a salariilor reale, respectiv a puterii de cumpărare a veniturilor salariale cu cel puțin 7,34% raportat la inflația de până acum. Acestei scăderi se va adăuga evoluția inflației din perioada următoare, care va determina la nivelul anului 2024 o scădere a veniturilor salariale reale cu 12,4%, au mai transmis sindicaliștii. Ei susțin că indexarea salariilor cu rata inflației necesită o creștere a salariilor cu 25%. Aceste calcule simple și ușoare de efectuat de fiecare persoană indică o realitate tristă pe care angajații din sănătate o resimt deja. Guvernul propune o creștere nominală a salariilor de baza a cărei efect este ratarea de departe a indexării veniturilor salariale și sărăcia angajaților din sănătate. Calculele demonstrează că indexarea veniturilor salariale cu rata inflației necesită o creștere suplimentară a veniturilor medii salariale cu 22,4%. Abia ceea ce depășește acest nivel ar reprezenta o creștere a veniturilor salariale reale. Doar prin intermediul unei creșteri salariale poate fi asigurată recompensarea echitabilă pentru toți angajații, inclusiv pentru profesioniștii care participă la asigurarea permanenței serviciilor medicale, au anunțat reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară.